știți prea bine tot ce s-a întâmplat. M-am terminat sezonul trecut, care față de ce greutăți am avut, am terminat destul de decent. Poate că puteam un pic mai mult, dar asta așa a fost. Am început campania de, să spunem, de reorganizare și de restructurare în plantă, care l-am gândit împreună cu domnul Cașcu și domnul Tarceac, să spunem, și eu director al clubului. Pe o strategie mai îndelungată un pic, care să țintească inclusiv dezvoltarea mult mai bună a tineretului și a juniorilor, dar bineînțeles ne pierzând nimic din strălucirea echipei de senior. Respectiv ne dorim în continuare să fim în fruntea basketului românesc. Acum, pe ce poziție, nu mă dumneavoastră. Tot ce pot să vă spun este că primul lucru care am făcut, l-am adus pe domnul Vacevici, care este un antrenor foarte rutinat și versat, atât la nivel de senior, cât și la nivel de tineret. Și după care am început ușor-ușor construcția echipei. În mare parte, echipa nu este finalizată la ora actuală, dar cred că în scurt timp, acum am luat ce știm de aici, maxim și se strânge și unde am dorit. Ne doream să avem mai mulți români și să facem o echipă mai să spunem, cu spirit mai mult românesc, dar dacă nu o să reușim ceea ce ne-am dorit, s-ar putea să avem de la patru la șase străini. Tandem Moniz mai ține legătura? Da. Ține legătura cu toți, cu cei care... E posibil să întoarcă? Care e situația? Este posibil. Acum să vedem și care e situația de sănătate. Adică sunt mai mulți factori pentru ca și taia să revină. Nu este numai dorința noastră și a lui, cât și putința. Vom vedea. Este omul care, să zic, face și face, vedeți, doar de două ori pe sezon maxim, cât și în campionatul, dar acolo o dată la început. La final, doar cum a câștigat campionatul la Spania. La rest, nu-l simte nimeni, dar în schimb este împreună cu ceilalți membri din biroul executiv. Suntem oamenii care încercăm să aducem final țara și stabilitatea ei. Ca și buget, să nu uităm totuși că avem un buget foarte mare, cu 16 echipe de junior și, mă rog, cele 8 de copii, în momentan, care au fost la Minibasket, pentru că nu aparțin. Nu sunt bugetate atât de bine, dar cu toate acestea și cu un club cu foarte mult să încălzați, ne punem un target poate îndrăzneți pe vremurile astea de 600.000 de euro. Da, pentru toți lucrurile. Deci, nu suntem oameni care să luăm toți banii ăștia de la bugetul statului și alergăm după ei și încercăm să-i producem. Dar pentru asta suntem aici și încercăm să rămânem pe poziții și să ducem tradiția și istoria culturii mai departe, în urmă, la să fac asta. Deci, cu zona, nu am ținut legătura chiar pe moment. Pentru că suntem și buni prieteni. Zona știe foarte bine că aici e la Bacău și deschisă. După discuția de anul trecut și din toată vara aceasta, el își dorește să schimbe campionatul. Este un pic suprasaturat de campionatul României. Își dorește să încerce altceva, își dorește să mai joace 2 ani până Stefan va fi copil de școală, să meargă în Serbia la școală, nu se va face probabil în Serbia. Și am zis că dacă, personal mi-a spus că dacă va juca în România, atunci cam va. Dar cred că sunt slabe șanse, pentru că zona nu știu că e foarte mare calitate și știu că deja nu trebuie să facem din străină. Alți jucători care au evoluat sezonul trecut la Cluj și e posibil să revenim în sezonul ăsta? Este. La cine te referi, mă, că a fost despre asta? Uite, simt așa cu Paul Bucar. Din afară de Clujeni, nu?
am și spus și nu vrem să fim secret online, sau, dar datorită faptului și nici nu vrem să creăm speculații, pentru că întotdeauna ce mai bine, și asta o să vă rog pe toți să nu mai dați crezare tuturor zvonurilor și tuturor site-urilor specializate sau nu, în care te ridică în slăb sau dau cu pietre în tine, în funcție de crizele de personalitate. O să anunțăm cel mai corect, vom anunța pe site în momentul în care suntem siguri 100%. Și din acel moment o să puteți suna dacă doriți pe domnul Papcevi sau pe cine doriți ca să luați declarații.